sărmana țigă cușă, o sărmana țigă cușă. Când mă văzuia la ușă, când mă văzuia la ușă. Ei, ea strigă în gura mare, ea strigă în gura mare. Ardă de-ar focu țigane, ardă de-ar focu țigane. Ei, tu paralelele bei, tu paralelele bei. Păi și te arzi cu cine vrei, și te arzi cu cine vrei. Verde trei arțări, la luc și la luțări. Păi pe poate ca urcilor, păi mă duse să ni lomor. Favoritul mă lomore, păi mi-a ieșit ursul în pole. Păi și atunci când se ruga, foarte mult că ne-ați urmărit. Încă o dată la mulți ani și
multă sănătate, sărbători fericite și mult sunt emoționat, dar vă găsesc. Scena a evoluat, ceata de urși de la Dărmănești, dați-le aplauze încă o dată. Primiți fiecare câte un colăcel în dinți. Ce este Crăciun? Ce sunt sărbătorile de iarnă? Sunt nostalgie pentru trecut, curaj pentru prezent, speranță pentru viitor. Sunt o dorință frecventă ca și fiecare ceașcă a vieții să fie plină de binecuvântări bogate și ca fiecare drum să ducă către pace. Și este condus și coordonat de doamna profesor Albu Claudia. Grupul Cununița vă prezintă suite de dans popular din zona Găicenei. La secțiunea tradiției vom vedea capra și ursul de la Găiceana, iar grupul de colindători ne va încânta cu frumoase colinde tradiționale. În încheierea grupului vă prezintă un dans modern care nu va intra în jurezare. Doamnelor și domnul, grupul Cununița din Găiceana! Întâlnați-vă cu aplauze, desigur! Și pentru a-i putea audia pe aceste fetițe micuțe și frumoase, o să vă rog din nou să faceți puțină liniște acolo în spate, da? Eu vă mulțumesc mult! Sus pe cer am văzut
la Betleem se joacă cearta mare de copii. Când apare acolo magisul la numărul 2-3. Dar de unde voi acum ați venit tocmai la noi? Cu cămile și cu oameni spune și ne sunteți voi. Thank you.
Crăciunul
nu este o perioadă, nici un sezon, ci o stare de spirit. Adevăratul spirit al Crăciunului înseamnă să prețuiești pacea și bunăvoința, să oferi din plin iubirea seminilor tăi. Formația artistică Flori de Cireș din Condora, județul Iași, coordonați de instructorul voluntarii Dorel Făgădeanu, ne vor prezenta două suite de dans popular din zona Moldovei, iar florariu Teodora ne va încânta cu glasul ei cristalin. Le urăm mult succes! Să fiți bravo! Vreau să-i dăm cu aplauze!